În perioada pandemiei, propria casă a devenit cel mai periculos loc pentru multe femei și copii acestora. Victimele violenței domestice au fost nevoite mai mult ca oricând să stea în preajma celor care le abuzează. Urmează mărturile șocante ale unei femei care a trecut prin infern timp de 9 ani, chiar din cauza partenerului de viață. Atenție, sunt detalii care vă pot afecta emoțional. În România, autoritățile constată o creștere a numărului femeilor bătute, violate sau asupra cărora se exercită presiuni psihice în propriile case. Este vorba însă mai degrabă de o creștere a numărului celor care fac plângeri, care își conștientizează situația și vor să scape, fiindcă numărul real al femeilor bătute periodic este mult mai mare. Această situație este întâlnită și la nivelul județului Mehedinți, unde de la începutul anului și până în prezent la Centrul pentru Victimele Violenței în Familie au fost înregistrate 18 victime mame, dar și 21 de copii. Unul dintre aceste cazuri tragice o are drept protagonistă pe o tânără mămică din județul Mehedinți, care a îndurat timp de 9 ani abuzuri greu de imaginat de la propriul partener. Cât de des se întâmplau aceste abuzuri? Asta e 5-6 ore, nu mai țin minte de câte ori am venit cu lea. Și am zis că nu mai pot. Nu mai pot că ultima oară când am sunat, am zis că nu mai pot. M-a bătut cu pumnii în cap, mi-e rușin să vă spun, m-a dezbrăcat, m-a făcut, m-a și violat. Am zis, Doamne, ce, că mă strică, că mă țin cu unul și cu altul, mă duceam cu el la muncă. Și veneam obosită, trebuia să fac și curățenia ca și spălat și tot trebuia să fac. Tânăra mămică afirmă faptul că abuzurile au existat dintotdeauna, însă s-au intensificat după moartea socrului său. După moartea lui a început rău să mă bată, rău zi de zi, mă bătea noaptea, nu ziua, dar mă bătea noaptea. Noaptea a început să mă bată des. Din cauza alcoolului? Da, da, bea și nu mai judeca. Bea, începea să... mi-arunce cu apă, să-mi dea cu pumnii în cap, să mă dezbrace, să-mi dea cu pumnii oriunde apucași. Și începeam să urlu, Doamne, unde să mă duc, Doamne, ce aș face? Rușinea și vinovăția fac casă bună cu orice formă de abuz, la asta adăugându-se și situația financiară precară, dar și teama față de agresor. Majoritatea victimelor violenței domestice aleg să se întoarcă acasă, crezând că acel comportament agresiv va dispărea, fiind mascat de o vorbă frumoasă, un zâmbet sau un buchet de flori, dar nu realizează că drumul către o nouă agresiune este, din păcate, unul extrem de scurt. De ce v-ați întors acasă? Cu gândul că se schimbă. Am făcut și doi copii cu el, cu gândul că se schimbă, dar uite că nu s-a schimbat niciodată. Era agresiv și de față cu copiii? Da, a fost cu primul copil, da, a fost. A fost, mă bătea față de el. Mami, de ce te bate? Și începea să plângă și copilul. Tânăra mămică a ajuns din nou în Centrul pentru Victimele Violenței în Familie din județul nostru, unde afirmă faptul că se simte în siguranță și că dorește să-și găsească un loc de muncă și astfel să înceapă o nouă viață. În fiecare lună avem victime ale violenței domestice care au nevoie de găzduire, care au nevoie de sprijin, de servicii sociale, pe care direcția poate să le asigure fără a costa sau fără ca victimele să fie puse la plată, dar serviciile acordate în cadrul adăpostului victimelor violenței în familie sunt servicii de consiliere, servicii de sănătate. Victima, în momentul când vine în adăpost, este evaluată medical de către asistentul medical, consiliată de către psihologul centrului și avem și juriști din cadrul direcției care asigură consiliere juridică, îndrumând victima să depună actele necesare pentru a acționa în instanță agresorul. Victimele violenței domestice ajunse în acest adăpost sunt sprijinite în totalitate atât de cei din cadrul Centrului pentru Victimele Violenței în Familie, cât și de conducerea de DGSPC Mehedinți. Ceea ce constatăm, din păcate, este faptul că avem foarte multe victime ale violenței repetate, să spunem, în familie. Se întâmplă următorul fenomen. Sunt bătute de concubini, de soți, de cele mai multe ori femeile respective, ajung la noi în centru, după care la un moment dat, de frică, din cauza lipsurilor financiare, decid să se întoarcă în familie lângă agresor, considerând probabil și că
și a învățat lecția agresorul și că nu va mai repeta faptele respective. Din păcate, de cele mai multe ori se reiau violențele asupra femeilor respective și în foarte multe situații ajung din nou în centrele noastre specializate, ori singure, ori alături de copii. În data de 7 februarie anul 2000, Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a stabilit oficial data de 25 noiembrie, drept Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. Aproximativ 600 de femei și copii s-au ales cu sechele fizice și psihice. Specialiștii spun că de dragul copiilor, în izolare, femeile au suportat forme grave de violență psihologică. În timp ce toate țările au implementat măsuri aspre de protecție împotriva răspândirii coronavirusului, violența în cadrul familiei s-a intensificat, apelurile către liniile de asistență multiplicându-se de 5 ori în unele țări.